nu mai vorbi ură de el, că după te, te am și pe tine. De-abia aștept. Îi dau bucăți în gât de nu mai poate. vă. M-am dus la dânsa cu, cu, truana mea. mea, am avut o idee de asta destul de crazy. mă gândeam cum... ha? cu... Ha? Mă, încă o chestie reală, bravo, pe bune, Costine. Iliuha, lasă cu dronele și bomboanele când Andreea Bosanica primește Rolex și cu flori. Tu crezi că dă doi bani pe, bomboanele tale? Stai dracu cu banca dacă n-ai nicio șansă, fratele meu, ai zero game aici de la cap. Bă, prietene, nu te mă cu la un psiholog să nu că vreo venă, doamne ferește, mori. Uite la uitați-vă la el cum tremură, vere. Îmi cer scuze ție, Iriu, ha, uite, mă uit în cameră, mă uit în ochii tăi. îmi cer scuze, tot ce am zis până acum e artă. Logică, n-am dat și putea vrea în viața mea de te bas sau ceva, doamne ferește. Neric Sef, mă gândesc. Îmi cer scuze și sper că ai înțeles că tot a fost un divertisment și să știi că bă, chiar ești tare. adică ai mulți bani. Sora ta 100% nu face un uh, gen... Vreau să reacționez la Red pentru că vreau să mă iau de distrusul la uman. Da, tata, da, da. hai să vedem, hai, o oră, o oră găsit. în jur moldoveanul de la del o... căpăcesc. Băi, dacă te prin pe stradă moldovene! De, ce, mă? Uh, nimica, gen, ies cu tine la o cafea, frățior meu, îți ară pești mei, gen, un nou episod. De ce? Au ce zice la lui Red. Vrei să zic că Casime ce ce zice? Mm. Că Red, dacă, te, dacă că mi-ai strânit, mi ai strânit sentimentul să te omor, să te ucid, să scot inima și să beau nu din poate ea. Nu da, asta a zis. Nu se nu se Patrick. Asta a zis, vreo Iliu mm. Habro a răspuns aparent videoclipului anterior pe care l-am făcut. În caz că nu știi cine este Iliu Habro, e cel mai înfocat fan al lui Andreea Bostă. Dar de opinie stau în ea și sunt moldovean. Bă, da, stai așa că niciun, adică niciun nu suferă pe la, nu venit nimic cu moldovenii. Nică Sfații care nu o, Da. făcut un videoclip în ah. care m-a amenințat de o nouă dată. Auziți în... nume, ce-ați, stop! Iliuha. Și păi, se seama, gen, te naște măta și tactul, sau tactu, depinde, mai nou, cine știe cum e, și spune numele Iliuha. De ori, cred că de vreo 6-7 ori, într-un videoclip de 40 de minute. Nu mai întoarcă să la videoclip spus în legătură cu toată treaba asta. Așa că sunt tare, tare curios. Ia, tare curios a, a zis cumva moldoveanu că e rage bait? Că e, a, a, făcut rage bait? Gen, a dat-o la întors? N-a dat-o la întors, nu? Nu și-a cerut scuze. Ah, deci de, de, okay, 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 okay. M-am uitat la 2 minute sau 3 minute din videoclip și am zis că, bă, trebuie să fac un videoclip în care să reacționez live la tot videoclipul lui. Să vedem, bă, o înțelegi ceva, nu o înțelegi ceva. Care-i schema, gen? care e schema, gen? Că sunt tare, tare curios să văd. Bă, cine știe, omul poate să o schimba și o schimba părerea. O înțeles despre ce este vorba tot scandalul ăsta, pentru că scandal, mult spus scandal. Ai că că a acum, zis el? Sincer, în celălalt videoclip părea că nu înțelege mai nimica despre ce este vorba și vorbea numai bazaconii. Așa dacă puneți vă bine pe scaun și poftă mare, ce pot să vă zic? Aparent lumea mănâncă când se uită la videoclipurile astea, vă place, o să mâncați, bă, că ni scandal. Salut, eu sunt Iluca, Bro. Salut. Și mă folosesc de videoclipul ăsta să vă zic, dați în follow pe Instagram bogdi.w și follow pe canalul secundar. Subscribe de fapt pe canalul secundar de live. dar pe Instagram ne vă pup. Și eu mă folosesc de clipul ăsta ca cine nu dă like să n-aibă parte în viață de absolut nicio fericire. Și cine dă like, noroc toată viața, iubire, bani. Cine dă follow pe Instagram or 2 h Si și în acest video o să mă expun referitor la toată situația cu uh, Andrei Andreea Bostănic, cu Red, gami, cu video meu și tot ce s-a întâmplat. Acesta este răspunsul meu, de data asta o să aveți ocazia să vizionați un video civilizat, adecvat, în care eu o să aduc mm. argumente ferme, clare. Primul meu video, cel video este artă pur. toate personajele mm. și de video Şi acum mm. acest video va fi unul serios. Eu iubesc foarte mult. Mm. Ar aia? artă pură? Artă pură, cu aia știu. tu mm, Artă pură a fost Ce artă pură, mă, vere Când ne-ai amenințat de nebun Ne-ai amenințat de nouă, dată, nu de două ori De 5, 6, 7 ori ce mai e artă pură, procesul ăla care-i deschis Procesul ăla e artă pură Dacă vrei, îți dau și numărul procesului Glumesc, nu e nicio un proces deschis. Mult când vorbesc. Se Eu te... ascultat de la început și până la urmă. Experiat. Spot dar. Nu am speriat că eu i-am zis pe live că ar fi tare să fac asta că s-ar face de bani mulți rău de tot. S-a speriat ăsta, Iliuha, cred, când a auzit. Argumente ferme, știind sigur că am atenția voastră. video și art pur, a fost făcut cu scopul de a face oamenii să... <laughs> Artă pură. Scopul meu a fost <laughs> ca anumit o parte din oameni să sunt ceva. Mă bucur că ne-am atins scopul. Vă mulțumesc că l-ați privit. Băi, ciudat să zici, frate, ești nebun că scopul videoclipului anterior a fost făcut ca oameni să simt. A fost artă pură, gen. Artă pură, știi, ca un video de asta. A fost un fel de video snuff. Ce-a fost? Horror? Ce-a fost, frate? Când ai amenințat cu Nu mi se pare normal ca tu să faci un videoclip pe YouTube în care să zici așa ceva ce ai zis. Iliu, <fie> se laudă că e cel mai bogat om din Moldova. Bă, e -a -i -a -i posibil. E posibil, adică care Hanora Hilf Hilfiger, gen. Voi n-aveți idee, săracilor, ce Hanorak e ăsta. Și cât a dat pe el. <coughs> Dacă se nervează puțin, scoate și Alida și Zara înainte în videoclipul trecut și după aia să vii să te scoți că îi artă. What? Despre ce vorbim? Ok, trebuie să intru în detaliu un pic cu chestia cu gluma aia ce mi zis înainte. Chiar nu-i deschis niciun proces, n-am deschis niciun proces, dar pot lejer să fac chestia asta, deoarece, bă, omul ăsta o zis multe, multe chestii care au fost amenințătoare din toate punctele de vedere. Mos și argumentat și luăm chiar cuvintele care le-au spus acela red. De red, hai, nu, eu îi cunosc pe oameni și ei, de fapt. Eu chiar și-am avut iubiri și oarecare respect față de dâns și pentru... Pro, vorbește dracu românește, ce dracu o faci, Acțiunile lor pentru impactul care îl aveau pentru cultura YouTube-ului românesc. Până în momentul în care ei au obișnuit o persoană drag mie. Începem oh. cu tărăt. A, deci, bă, e ok, mă, frate, ești nebun, e ok. Poți să faci ce vrei tu pe lumea asta până când te de, de bostănică. Am înțeles. Am înțeles care este, care este situația și care este dinamica din relația asta. Chestia asta că părinții se jălui, că ea că faptul că Andreea Bostănică arată... Așa se vorbește Moldova? am patru prieteni moldoveni, niciunul nu vorbește așa. Chestii arată brățări, arată lucruri materiale. Dacă scrie numele lui Dăriel Red, tu de ce ești dă Red? Și când intri în comentarii să vezi ce comentarii are de la moldoveni, am citit comentariile gen... L -l Acum un live gen, ne-am uitat la comentarii de la moldoveni și erau toate... Și că sunt reale, adică... Din peșteră! Părinții se jălui cu... Vor și părinții nu știu cum să le explic. Așa se vorbește? Adițu, ți-a mai zis trăiască ție. Care-i valoarea banilor și gen... Distrus uman. Tu de ce pi*** mă ti vorbești corect și ăștia nu vorbesc corect? Îmi damă de prost. Andrei Bostănic creează probleme prin asta că și arată viața ei internet. Bă, nici nu vreau să mă gândesc, frate, câte mame, cât cât stați, incredibil de presați de lor din cauza faptului că ele vor să What? fie treaba Bostonică și le cer o grămadă de chestii pe care Andreea Bostonică le primește de la cine știe ce dubios de 40-50 de ani care are o grămadă de bani și părinții lor nu pot să procure chestia respectivă pentru fica lor și după aia fica respectivă se supără pe ei și vă dați seama cum e, mă frate. Nu trebuie să intru în detalii. Contraargumentul meu este unul foarte simplu și foarte civilizat și foarte logic. Dacă voi nu știți în și lume vă aflați și în și lume trăiți, după ideea voastră noi trebuie să canceluim tot cultura americană, adică tot tot bani. Da, despre asta era... Bă, decizii despre astea era vorba mai în subiectul cu Bostanica. Bă, ce bine că ne-a deschis ochii băiatul ăsta și cu fata aia de pe TikTok nică, ca nu cumva ah. cuiva să nu vrei de la părinți chestia asta Ok, buddy De la cer la pământ diferit ce ai arătat acolo Logan Paul și cultura americană și flexing-ul ăsta online Față de care era ideea războiului ăsta cu Andreea Bostănică Este complet diferit de la cer la pământ Vorbim despre alte chestii din toate punctele de vedere Unul la mână Nimeni nu a zis că nu e ok să-ți arăți gen Ce câștigi, pentru ce lucrezi, care-s roadele muncii tale Nimeni nu a zis că nu e ok să le arăți Câte clase dai lui Iliuha? Câte, cât ai tu un num, nume acolo, numărul la din numele tău. Vezi pe internet, contează și cum o faci, că un, una e să te uiți de exemplu la oamenii ăștia, la YouTuberii ăștia din străinătate care au făcut o grămadă de bani și duc o viață bună, pentru că viața respectivă pe care o duc ei, o duc bine și înțeles din cauza că și-o pus osul la treabă și-o muncit. Și aici nu zic Andreea Bosnică nu a muncit, pentru că să ajungi acolo unde o ajuns, îți dai seama că o trebuie să tragă și ea, bine și înțeles. Ideea e că tot wealth-ul ăsta pe care îl arată Andreea Bostănică pe Internet în ultimul timp este procurat de la dubioși, de la oameni în foarte în vârstă care ne-ar putea fi tat și mie și ție cel mai probabil. La lejer, ce, despre ce, cred că e mai în vârstă decât taică e, e mult mai în vârstă decât taică despre ce vorbim? Mi-ar putea fi poate chiar budic dacă stau un pic să mă gândesc așa. Având în vedere că arată chestiile respective procurate din oamenii aia care sunt dubioși și crede-mă, și, și știi și tu chestia asta, numai că nu vrei să recunoști, îți niște dubioși oamenii respectivi. Adică să fii convicted și după aia să-ți donezi toți banii pe care îi faci sau o majoritatea de banii pe care îi faci unei fete în online ca să-și scrie numele tău pe față. Nu mi se pare un comportament de om cu toate țiglele pe cap. Aia este problema că ea așa arată și oamenii o să vadă când un youtuber din străinătate logă în pol, frate își arată logă pol așa cum e el cu ce-a făcut în Japonia în pădure. Uh, așa cum e el din <laughs> arată Gen banii pe care îi face Și viața pe care o duce Și așa Îs oameni Care sunt inspirați În mod pozitiv Pentru că el O munci și face videoclipuri Respective așa cum mă zi De pe Lucian De pe Mario Ele că-ți place Că nu-ți place Omul ăla și rup spate ca să ajungă unde au ajuns. Asta e diferența, înțelegi? Una e că faci chestiile astea în moduri normale, legale și așa mai departe și alta e când îți procuri toată avuția pe care o arăți și faci oamenii să se simtă că nu sunt de ajuns de bun ca tine prin moduri cum face Andreea Bostănică în ultimul timp chestia asta pe TikTok, că dacă nu, nu se făceau articole despre spălare de bani și chestii de genul. Da, mă, da, știu, taci. De când e educația? responsabilitatea lui Andreea sau de când confort părinților și ei, asta e responsabilitatea lui Andreea. Corect, nu există așa ceva. Nu poartă e răspundere pentru asta și cum vă imaginați. Corect, nimeni, nici eu nu, nu trebuie să educ pe nimeni. Eu, rolul meu aici e să fac entertainment, nu să educ pe absolut nimeni. Dacă din videoclipurile mele și din ce zic pe gură reușesc să am un impact pozitiv asupra oamenilor care se uită la mine, foarte, foarte bine. Dar Ai, nu asta zic, e scopul milion. principal. Scopul principal e să fiu entertaining, să vă ofer entertainment. Asta e, asta e scopul. Nu trebuie, Andreea. Andreea Bostănică să fie educatoare. Nu trebuie eu, nu trebuie nimeni să fie educator, numai dacă vrea să-și ia rolul de educator. Că voi niciodată nu, n ați văzut la alți oameni și nu v-ați dorit lucruri. N-ar trebui nimeni să nu poartă nic, nimeni să nu arăte nic, ca nu cumva părinților și să nu vrei, și <fie> nu vad asta și să nu vrei. Asta e un argument total irrelevant, total lipsit de orice se... Am explicat deja, cred că înainte destul nu mai are rost să intrăm în discuții. <fie> îți zic sincer, eu toată viața mea când am văzut oameni că au și că fac, bă, pe mine m-a motivat enorm de mult, m-a motivat chestia asta. Gen ca să ajung și eu să am și să fac. Dar, again, am zis de fapt înainte, care e diferența? Nu mai are rost să intrăm în discuții. Tu poți merge pe drum, vezi o vitrină magazinului Gucci, spre exemplu, sau Prada, sau asta, <coughs> cum magazinul și ăla nu trebuie să-și pună produsul lui la, la vitrină, ca nu cumva cuiva să l vadă și să nu-l nu-i facă disconfort părinților. Sau nu este tot cultura marketingului care te duci în supermarket. E crazy să compari marketingul făcut de un brand huh. cu faptul că Andreea Bostănică primește donații de la... Pe TikTok. Tau cu iubă, da, de părinții. E o răstoră de care tot zici tu, frate, ești nebun, că îți motiva să fii Andreea Bostică, tu te gândești? Gen cum, frate, de 10 ani, 12 ani, că maxim atâta oameni care își pun post de profil cu Andreea Bostanica. Tu cum vrei să zici părinții aia când merge cu și zice părintele că, uite, vreau să am și eu o grămadă de trandafiri să fiu ca Andreea Bostanica să postezi pe internet. Din și motiv asta ar trebui cumva să fie responsabilitatea lui Andreea Bostanica? N-ar trebui să fie responsabilitatea lui Andreea Bostanica. Noi n-am făcut un video, frate, în care să o denigrăm pe Andreea Bostanica sau să fim răi în legătură cu faptul că ea face bani. Foarte bine să facă bani, dar să o pentru ea. E aproximația de din logic. Pentru că incredibil de shady și am zis, a bostoni literalmente două categorii de oameni și asta mi se confirma în fiecare zi tot mai tare. Două categorii de oameni ca fani și nu i -a și eu ales neapărat. Îs, bineînțeles, care își fac fanpage uri cu ea și așa mai departe, care îs incredibil de ușor de influențat. Bro, Iba Luca! Libidino și frate care îți ca Jim Watts sau whatever. Știți voi despre ce vorbesc. Și dacă astea două fanbase-uri dau clash, de ce se întâmplă? Big Bang! Bruh, explodează! Bam. Se întâmplă nenorocire. Educația în primul și în primul rând responsabilitatea părinților. Categori ei își doresc ceva, prin fapt că ei văd asta la Andreea și își doresc ceva, ei întreabă de părinți. Ei încep să familiarizează cum lucrează banii. Părinții îi explic. uite, pentru că să obții așa un lucru, trebuie să faci așa. Exact despre ce ziceam. Uite, vezi? Intră pe TikTok, că toată ziua asta fac, stau pe TikTok, bam, 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 scrolează și o văd pe Andreea Bostănică. O, oh, uite, ca să fac banca Andreea Bostonica, trebuie să fac ce face Andreea Bostănică. Case closed! Ceea ce e de greu să înțelegi? Fiecare își alege, fiecare se dezvoltă în în modul lui, sub nicio formă nu putem noi. Spunem că Andreea nu trebuie să facă lucrurile care le are, dar dacă nu cumva supere părinții și nu cumva super este total așa, după logica asta vă spun, noi trebuie să dăm cancel la tot cultura mea. Nu trebuie să dăm cancel la nimeni, frate, nu trebuie să dăm cancel la nimeni, videoclipul astea nu le-am făcut ca să-i dăm cancel lui Andreea Bostănică, what? Nu există cancel culture în primul și în primul rând. În al doilea rând, poate să-și arate lucrurile pe care ea le obține, poate să-și arate. De aia s-au făcut videoclipuri despre ea pentru că s-au comportat și-au vorbit ce-au și vorbit, nu? Dacă vorbește prostii, frate, îți dai seama că o să vină oameni care o să fie supărați în legătură cu faptul că vorbește prostii, pentru că uite, sunt oameni care n-au norocul să vină dintr-un loc care i prielnic, să zic așa. Și dai seama când tu zici unui om că eu în 3 minute fac cât faci tu în 3 luni. Păi îți dai, -ai dai, seama frate că vine un om și nu, o să-i pice bine când au de chestia asta și are tot dreptul să reacționeze cum reacționează pentru că este un loc liber internetul. American, în teorie. Să dăm chiasă la bani, hm. să ne ducem în, în junglă și să ne, ne, ne... auzi pe ăsta, bă, cu aia, nu pot să mă la 5 de minute. Îmi dați-vă niște time uri gen la care să dau să ascult cei ce distrus, să stau un man Bă, uită-te, uită-te, te rog. Bă, bă, nu pot, omul meu începe că dă cancel la bani cu aia. Bă, trebuie să te uiți la tot, ești nevon. Cu aia... Nu mai vorbi ură de el, că după te, te amenință și pe tine. De-abia aștept, îi dau bucăți în gât de nu mai poate. Bă, stai <coughs> să vezi, stai <coughs> să vezi. Proșca, cu doar 4 4 după... Dau pe 2x. După, da, da, așa. Dacă nu cumva să nu vrei și cineva, ceva, asta e total de relevant, total lipsă de orice sens. Absolut. Când argumentul este în experiență, asta bullshit, concret. E Face ah, bine la asta. Mama ce. <guturilor> <guturilor> vrei să succes, trebuie să duci proof. Și repede trebuie video. Proof de trebuie să duci dovez. Confirm cuvintele tale. Dacă vrei ca cuvintele tale să aibă oarecare tărie și să aibă oarecare valoare, tu trebuie să confirm cu 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 proof-uri. Unde sunt proof-urile? am văzut că e cu Maica sa acolo. Bine, nu bag mâna în foc pentru astea, nu numai niște banuieli făcute de mine. Probabil că Andreea Bosnică n-a îi supravegheat de Maica sa când face chestiile astea pe care le face, dar problema este ce exemplu da frate. Ce și am văzut eu asta s o dus în Dubai cu mama ei, un Abdul acela eu pot să din să eu trimis o grămadă de flori, poți să te cunoști cu dânsul cu nu, eu tot m-as prietenii cu oameni care au acces la la așa resurse de șișu, nu, dar nimeni nu face așa ceva, eu tot aș merge, aș fi deschis să fac networking și să mă prietenesc cu așa oameni. Noi astăzi Omul sânge, nu știe nimic, Vrăda vorbește, își rogește gura degeaba. Eu sunt pați, sunt prietenit cu omul și-l da, eu înțeleg că lui Abdul și-a poate îi place de dânsă, da, eu trimas flori, dar nu înțeleg și legătura are chestia că sunt alte care poate să ne merească lucruri dubioase cu chestia asta. Bă, frate, cum adică nu înțelegi? Cum adică nu înțelegi? Brother, are 60 și ceva de ani și are 19 ani sau 20 de ani. Ce nu-i de înțeles din chestia asta? What? Păi n-aveți nici proofuri. E s-o dus acolo, să o întâlnim cu un prieten de ei și el i-a oferit foarte mult cadouri. Fapt că copiii văd și fapt copiii vor, asta nu e responsabilitatea lui Andrei. Ești și viața, ia și promovează mediul online așa cum își dorește. Fiecare își educă copiii cum consideră. El e impostor, majoritatea de la noi din țară nu sunt de acord cu el. Cu cine? Cu Iliuha asta, nu? Foarte bine, ceat că e necesar. Nu trebuie iar să aruncați pe Andreea și nu trebuie să o uniți pe dânsul. Cred că era vorba de, de... fănuță. Ce treabă are fănuță cu aie? Păi nu, nu vorbiți până acum de voturi. Nu, cu aia vorbi de ăsta. Hai, hai să zic o chestie. Când vrei să faci bani în felurile astea, tu trebuie să te asociezi cu oameni care sunt... Vorbeam, uite, vorbea de ăsta studioși. Okay. Ce, de are? Pentru că un om care nu este, nu știu, cel puțin așa cred eu, frate, puteți să-mi ziceți de ar că ar nu e așa, puteți să, puteți să mă contraziceți, dar când un om de 60 și ceva de ani te <gântă> donează un de 19 ani, pe TikTok, jumătate de salar sau tot salarul, eu nu cred că omul respectiv e neapărat normal, dacă mă întreb pe mine. Nu cred. Mie mi se pare dubios și libidinos, sincer, din toate punctele de vedere. Și dacă îs alți oameni care văd, care văd whatever, care văd că Andreea Bosnică face banii cum îi face, ei ca să procure banii respectiv o să trebuiască, în același mod, o să trebuiască să intre la fel în cercuri din astea de oameni dubioși. Pentru că un om normal care are oție, job, mașină, casă, o viață bună, familie, un câine, un PlayStation, o pereche de ricuri, nu o să-l vezi până niciodată în secțiuni de comentarii pe live-uri de pe TikTok în care să doneze. TikTok Univers la... De 19 ani Înțelegi care este ideea din spatele acestui argument? Sau vrei să intru și mai în detalii, să desenez gen? Nu aveți proof și nu puteți confirmați cuvintele este corespunzător Voi, again, talk shit Again, this is Aha, again, talk shit Vorbește pocit, cum vorbește mai ori englez. Bullshit, adică, din, din nou, acest argument este foarte și foarte bullshit Am un a treilea argument Andreea nu face nimic pentru că ea crede că eforturile astea pe care le-a făcut ca să ajungă acolo sunt niște eforturi reale. Sunt niște eforturi foarte, foarte mari. Și cine știe, poate chiar așa și sunt. Nu știm ce este în backstage, știi ce zic? Primești bani din donații de la oameni sau so col dubioși, da? Ok. P o bune, ăsta îți again cu Y cu la final, vere. Poți să numești ah. altă cât dubios un fil de 65 de ani care donează pe TikTok. Nu știu în ce lume trăim, dar cred că lume diferite, frate, că în lumea normală așa se numesc oamenii ăștia. Așa Nick Dunio <coughs> atâtea milioane de abonați, dacă n-ar fi și Nick ar apărea atâtea mii de Liuha, noi, hai să zic o chestie. Noi acum am vorbit despre chestiile ce se întâmplă pe live-urile de pe TikTok. Că ea în trecut a făcut o grămadă de vloguri, a făcut o grămadă de, 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 de TikTok-uri, a făcut muzică, a făcut așa, a cântat, s-a dus la pian, a făcut, ești nebun, cum o zici și în videoclipul ăla de 40 de minute, a făcut totul pe lumea asta, tot ce e mai bun pe lumea asta a făcut. Dacă ea a făcut chestiile respective în trecut, asta nu înseamnă că în prezent face ceva pe live-urile respective ca să primească donații de la oameni și nu. nu bă, work smart, not hard. Eu nu condam pentru chestiile astea. Îți dai seama că nu condam. Dar dacă 1 plus 1 e egal 2, trebuie să zici că 1 plus 1 e egal 2. Vorbile este în sine, asta e o, o tentativă de a dezvaloriza munca cuiva. În sine, el a spus concret că Andrei nu face nimic. Concret, a încercat. Uite, îți dau un exemplu. Dacă eu acum stau și fac un react la tine și comentez videoclipul pe care l-ai făcut, tu eu nu pot să zic în videoclipul ăsta după că mă joc fotbal. Pentru că nu mă joc fotbal. Dezvalorizează acțiunile. Și și în primul rând e foarte urât și foarte mult disrespect față de munca unui om și e irrelevant în cazul dat. Faptul că e prinește donații și că oamenii și dubioși, că convicte, că nu știu ce. este un bătrân ceva boșoroc de vreo 68 de ani pe nume Jim. Faptul l a manipulat spunându-l că îl iubește și că vrea să se căsătorească cu el și că vrea să fie soția lui și Jim asta prostul e tot o grămadă de bani, fratește. nebun și dă o grămadă de bani. Și dacă îl cauți pe Jim asta, că este interesantă, ei faptul că, bă, omul este convicted. Eu îl știu pe Jim acela. Eu personal l-am contactat, pe am vorbit cu dânsul. Așa. Da, el e un businessman din Texas, eu l-am întrebat și face, el a spus că el se ocupă cu construcții și are multe pământuri. Așa. dacă omul este businessman, poate el și a fost convict dar asta sub nicio formă nu responsabilitate la lui Andrei. nu bani, Asta absolut, iarăși nu are nicio atribuții și nu înțeleg de ce voi trebuie să vorbiți despre chestia asta, și să spuneți că, ea că cum își, își face ei bani, dar eu argumentez. Ți am zis încă o dată și o să mai zic încă o dată, de aia au intrat în discuție cum face ea banii din cauza faptului că ea au vorbit urât, Toate chestiile astea nu pleacă de, de, la faptul că ea face banii așa. Chestiile astea pleacă de la faptul cum s-a comportat ea în online în ultimul timp și cum a abordat toată situația asta, pentru că abordând situația în felul în care l-a abordat, face alți oameni să se simtă inferior față de ea. După, oamenii respectivi o să vrea să ajungă ca și postonică ca să nu se mai simtă inferior față de ea din cauza Ui, faptului ce? că sunt inflat. să ajungă ca și ea, trebuie să interacționeze cu dubioși ca Jim ăsta, ca businessman ăsta din Texas. Și ce zic? Că la stă și mănâncă acolo, ești nebun, un ribeye steak de la nervos și donează pe TikTok. Ok, dar poate alții nu o să aibă același noroc ca Andreea Bosnică să-și să găsească Texanul. Știi ce zic? De aia e important ca oamenii care se uită la Andreea Bosnică și se mega influențați de Andreea Bosnică și vor să fie și să ajungă ca Andreea Bosnică, pentru că așa se întâmplă în culturile astea de idolatrizare a unei persoane online unde relația parasocială este incredibil de accentuată. Auzi acolo, frate, ești nebun? Auzi acolo, frate, ești nebun? nebun? E tu responsabilitatea. <laughs> poate eu vine să sară acasă, poate lucruri care îl faci pe dânsul și mai fericit, asta e faptul că se-i donează Andrei. Andreea. De atâta că eu vorbesc ca oia de mine. Eu personal, de mult ori, fi fiecare dată când vine un PC cum eu pe YouTube, primul lucru care îl facem, îmi face plăcere să-i trimit o lebă, să fac ceva micut, nesemnificativ, dar îmi face plăcere. Să aud cum e să spune mulțumesc, cum e să bucur de cadouri și Și în general să avem interacțiuni pozitive Voi n-aveți de unde. știi cât de mult, cât de, cât de mult lui îi, îi, îi creează faptul că el îi donează lui Andrei. Și faptul că e face mai bani de donație, nu s-o trebuie de peste să facă bani de donație. Eu foarte mult timp ca să ajung la un, okay. un moment okay. este în care se poate bucura. Corespunzător, argumentul dat tot e, e complet bullshit, complet irrelevant și lipsit de orice sens. Vreau să-mi explicați, mai explic Asta e partea în care eu am încercat maxim să fiu delta, de detașat de situații cât am putut să vorbesc aici argumente Și să vă spun și toate argumentele cele care au fost generate. și Mai departe și nu mai interesant și mai interesant. Asta dar nu poți promit chestia asta. Acum, haideți să trecem la lucruri. Deci, dau mai tare, că, mai mai că dacă e mai interesant, e au, trebuie să te auzi mai tare. În câte ați văzut și din videoclipul Red și din videoclipul lui Gami. Unul și altul a spus că sunt speriați și amenințați și nu sunt în siguranță. Și Așa. Chestiile astea. După ce ai zis acolo, ai mean... că arta mea a generat lor niște emoții mai arta. Păi, Păi, dar, vină vino, vino și fac cu mine arta ta, frate. Eu nu sunt speriat. Chiar am chef să faci arta ta balistică cu mine, dacă se poate, ia și rachetele din Moldova și vină la mine să vedem. Facem un Eric fac Eric cu băiatul ăsta pe gratis, n-am nevoie de bani. Dacă vrea Eric Sef. Putem să-l privim? Glumesc, nu pot să fac fără bani. Mă bate Giovanni, dacă aude Giovanni ce-am zis, mă ia și mă dă cu pumn în gură. Cred <laughs> că mă moară Giovanni, ce-a Giovanni, glumeam. O operă artistică, la fel cum ar fi, de exemplu, un film horror, da? La fel au fost și videourile mele despre Bosnica, opera artistică de tip documentar. El e dume, se poate Eu am că voi să că... ceva. Și, și mă bucur foarte mult că voi ați simțit chestiile astea. Așa voi o să mă înțelegeți foarte clar despre și eu vreau să vorbesc în clipurile ce urmează. Voi încercați să pictați o imagine că Andrei Bostănică e râs sau că Andrei Bostănică face lucruri. E ce? Pictați o imagine Că Andreea Băstănică e ră sau că e Andreea Băstănică E ce? Bro, vorbește în p*** Bătii corect E ră E ră E ră să pictați o imagine Că Andreea Băstănică e ră sau că e Andreea Băstănică Ce dracu e cea de ră? Băstănică face lucruri Uh, negativi sau că Andrei a fost pericol pentru copii sau pentru o public <lip> care o privește sau pentru pe Maria. Creați niște probleme iluzorii care nu au fost confirmate absolut Asta este numai vorbe, fără prufuri și lipsite de orice conexiune cu realitatea. Am vă spun eu despre Andrei Bostanic, care e faza Bă, mea nu știu. cu Andrei Tot respectul pentru toți moldovenii de pe chat și toți moldovenii. Dar îmi pare rău de băiatul ăsta chat. De acum. Și noi avem în România s o grămadă de proști de genul. Și noi avem. Nu e la modul moldovenii proști, nu. Pace toți moldovenii. Și noi avem români proști. Dar ăsta chat, cam așa, de proști, nu. Păzi de acum, gen. Ce am zis e o artă. E o artă a... Arta mea, contemporană, vă rog frumos. Deși am eu cu dânsa, deși eu îmi permit să vorbesc așa și deși eu sunt gata să merg da. Eu am făcut video pe YouTube în limba română pentru publicul moldovenesc o perioadă lungă. După care pe mine m-a plictisit chestia asta și eu ne-am dorit ceva major. Cred că i-a plictisit pe oameni, sincer, nu i un Public clar, Am și am, avut un succes global, tot a mers crud, tot a fost bine. și am ajuns la un viața mea a devenit un pic dificil. Ca să ies din momentul și dificil, am vrut să fac o investiție, am vrut să construiesc ceva tare super, să fac un video grandios De vedeai cine dracu' vede Adică Cum sunt casele astea da, frumoase Dupărșmir, maleficul tu erai Am vrut să construiesc și eu așa ceva pentru papagalii mei Ok eu până, asta, până la urmă proiectul s-a primit absolut senzațional s-a primit o construcție foarte frumoasă dar ideea a fost Pare. că am luat toți banii care i-am făcut de pe YouTube și încă și m-am băgat în foarte mari datorii ca să pot să, să duc proiectul ăla până la capăt Dar de ce? Acum ce? Ascultăm Poveste de viața lui Liu bro! Să nu mi -e proiect. Sine, <laughs> Crazy. Mai mult chestii în jurul lor. Ha, ne punem pe spate. În felul următor, eu am nimerit într-o situație tare neplăcută. Poate vă vă pare și aveți senzația că vă doare în momentul în care nu vă puteți permite lucruri. Dar asta nu e strașnic. Bă, loc. ăștia încă trăiesc cu părinții, mă, care vorbesc așa. Nu vezi, dreacă, că eu un euro. Dacă avea bani, dona și mai mult. Săracu, încă trăiește cu părinții, încă trăiește și el, mai dă măsa 5-10 lei, n-are cum să știe el de chestiile ăștia. Nici nu-i strașnic să n-ai și mânca, sincer vă spun. Strașnic cu adevărat asta e când sună de la 10 bănci diferite în fiecare zi și toată familia și oamenii care le-ai datorat bani și toți astea, tu nu știi unde să te duci, tu n-ai unde să te duci, nu Așa. poți. Așa. Asta e strașnic, e ca momentele astea strașnic și dificile cu adevărat. Eu am trăit pe momentele astea. Și Da. cum am reușit eu, eu să ies întâmplat, cred că un an jumate în urmă. Până la urmă ne-am dus lucruri până la capăt, am făcut ideea mea, numai că nu am pușcat deloc, adică au făcut acolo vreo câțiva dolari în cruci, dar s-au investit foarte, foarte, foarte mulți bani. Și am rămas cu datorii, am rămas cu multe datorii și cu toți banii care am făcut și cu datorii și chestia asta. Eram într-un moment foarte dificil în viața mea, să spunem așa. Și am avut și eu un moment de esteană de frustrare față de Andreea Bostenic. Și o frustrare de asteană, numai că în momentul și ăla... bă, nu vreau să pară că îi diminuez problemele astea financiare lui Liuha sau ceva, dar chestia aia ce ai făcut-o pe tropa nu cred că costă chiar așa de mult încât să ai datorii la șapte bani. M am ales așa, eu n-am ales să mă frustrez pe dânsă, eu, eu, așa de tare m-am înervat pe mine. Și am spus, băi, ce o fată poate, așa de ghini. Adică de eu cu și nu sunt mai astea. și o fată poate să fac așa niște lucruri <coughs> bune, poate să trăiască așa o viață frumoasă, așa. dar eu stau aici în datorii mă, mă, mă confrunt cu așa situații dificile și cu, cu momente de este neplăcute. Și momentul este eu nu am ales să mă nervesc pe dânsă sau să mă supăr sau să mă... Sau să energie negativă în direcția ei. Eu am luat altă tactică și vă spun și tactică am luat. Am ales să mă uit la dânsa și să analizez și zic tax. Și faci domnișoara asta, care are așa succes și pot să fac și eu, și pot să învăț eu. După ce m-am uitat la mai mulți live-uri, am înțeles și fac și eu. E mulțumit la fiecare, pentru fiecare bănuț, fiecare de asta care ei trimiteau și Gata, mă, v-a schema succesului, chat. v schema succesului, s-a terminat. Va pe live cadouri, el la tăți spune mulțumesc. La tăți le spune numele și la tăți absolut le spune mulțumesc. Nu da, universul. Universul, Andrășir de de la tăți spune mulțumesc. A doua fază, mereu spune chestia asta, că mulțumesc la Dumnezeu pentru că ce am, Dumnezeu mă iubește și, -și bine. Și zic, ok, ok, ia da să văd eu și așa se întâmplă. Nu, cu ăsta, zice, deci ăsta se folosește de chestia asta cu Dumnezeu doar pentru oameni, coia. În loc să o urăsc, în loc să mă enervez, în loc să zic că viața mea e așa de trist și mizerabil și sunt datorii și sunt, sunt chestii de astea, eu am ales să mă bucur din plin pentru dâns. Da. M-am bucurat cu adevărat, m-am bucurat așa de... Am început să mă bucur bine. bucur și îmi Cea, bine a nu ceva. Am început a, 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 face și eu în viața mea reală. Am început să mă bucur pentru fiecare bănuț care trece pe mine. Fiecare ban care vine la mine, am început să mă bucur. Uh, am început în fiecare zi să spun mulțumesc ca un orice alt om. și într-un moment chiar, chiar, am vrut să o văd. Da, eu la mine mereu sunt lucruri. Dacă eu îmi șe vașam punsco pasta asta sunt timpul și ăsta Eu ne am dorit s văd. M-am dus la dansa cu utroana mea, am a o idee de asta destul de crazy. s mă gândeam cum ha? să tot cumo? Ha? ha? să cu utroana. Șe Eu n-am dorit s-o M-am dus la dansa cu utroana mea, am a o idee de asta destul de crazy. s mă cu cum e trești la penthouse, zic că eu ași duc niște dulciuri cu dronă la penthouse te bagi în viața personală la om, într-un loc în el se simte safe, adică într un loc unde el se simte siguranță, tu se duci, cu, drone-uri, se rungi dulciuri. Nu ideea era foarte crazy și eu știem că ideea asta că pe și de crazy, dar eu vroiam să văd, eu vroiam să mă conectez cu să vroiam să o privesc în ochi, să înțeleg și eu. Doamne, bă, ăsta nu mai e fan, mă, mâncați de Are omul. What the Bă, eu... cred că omizi niște detalii din toată povestea asta, gen de unde știai unde stă, în primul și în primul rând. Și să te duci cu drona la ea acasă, e crazy. Na, iar că e crazy. O zici și el că e crazy. What the f un pic am creepy dacă mă întreb pe mine. Și de ce ai zice ce chestia asta pe internet, frate? Tocmai ai zis că ai stalkerit o și te-ai dus cu drona, frate, ești nebun să-i dai dulciuri ca să te vezi cu ea. Nu tare cap. Da, că au făcut disbalans, o pălit în copaș și nu mai astea. Mi-am scris. -i mesaj că ia ca drona a chicat. Și e momentul momentul acela, dacă voi o numiți așa de materialist, eu zic you, te zic nu mă interesează nici tu, nici drona ta, du-te de aici și nu vii la mine acasă. Dar eu am să... Apă. În partea Real. Eu avut nu mai aveți bere. Mea. Eu avut empatie față de situația <laughs> în care <m> <laughs> Și nu ai colțunaș <laughs> puturoi să acum. <laughs> colțunaș Vezi, uite, Iliuha, serios vorbesc. Uite, vezi, m-am schimbat. Mi-am schimbat lifestyle-ul. Acum nu mai duc un lifestyle de viață nesănătos. Acum beau apă. Nu ca Godean. toate că nu mă cunoștești, nu, nu, nu trebuie să Real. Am chestia asta. Dar eu au avut și eu am venit, o, o coborât jos, eu i-am dat dulciuri, le-am oferit o nu noi am vorbit -o mai vorbit, mai Bă, mie mi se pare incredibil de creepy toată treaba asta aici. Wow, să de Uite, vezi? De ce s-au făcut videoclipuri astea? Uite, vezi? De ce? Că poate, uite, tu ai avut intenții bune cu ea și așa mai departe, dar poate că o să fie cineva care nu o să aibă intenții așa de bune. Și doamne ferește ce se poate întâmpla, doamne ferește! Stian mă cuprins la două ori, am privit-o în ochi, am înțeles că e un suflet minunat și o persoană senzațional de de bun la suflet. Eu îmi permit să vorbesc de dânsa, fiindcă eu o cunosc în realitate. Voi ei și, și vorbiți, voi, voi vorbiți numai despre iluzia care e numai și numai... Ca... Voi a... cu o cunoaște realitate că a, a pândit-o cu drona când iese afară din casă și ce făcea acolo bă. în casă, intimitatea Hai, ei. E. bă, stai mă, care e și filmări. În <coughs> e reacția voastră Cuncru. la iluzia și ei. Nu mai da scolări. Dar voi nu, pe mine mă deranjează faptul că voi nu conștientizați faptul că în spatele la iluzia și e digitală stă un creator Creatorul și e un om, e o domnișoară de 19 ani, care e, e un om care poartă suflet, la fel ca fiecare din noi. Așa și după logica asta ar trebui, frate, ești nebun, orice om care vorbește orice pe internet să nu fie tras la răspundere din cauza faptului care e suflet. What? Așa, după logica asta, orice criminal, orice răufăcător ești nebun, ar trebui să nu pățească nimic ca să nu fie luat la răspundere, numai de aia pentru care suflet, frate. Cum dacă nu se pare, wow, Cristi, ești prost? Stai în, casa ta, te treci cu drona la tine în casă și te filmează non-stop Tu ești ok? Bine, e long stretch chestia asta gen cu bostănică și rou, și criminal că nu i de departe dar și trebuie să explic chestia. Mi se pare ireal că și chestia asta o trebuie să o explic, frate, ești nebun comparația asta. Da, am văzut-o, m-am bucurat și am spus mulțumesc din tot sufletul. Cu lana cu pe, pe fundal, mamă ce romantic. cumva cu dins, așa, din moment și eu m-am văzut și cu mama ei, mama ei a spus că ia că Andrei a spus că a fost un băiat la noi și tare drăguț și chestiile astea și eu când că m-am Mamă, sângele chiar a crezut că are vreo șansă, frate. Curat, dacă cumva am băgat un frânzon fără să să dau să am. El a băgat. El a băgat o pe ea în frenzon! El! chestiile astea și eu, cănești, dacă m-am bucurat, dar m-am băgat un frezon fără să iau seama... Oh, sorry! Sorry, man! N-am vezi? Îți dai seama? Iliuha, frate, a băgat un frezon! Ce mecher, Iliuha! Sorry! Bun, asta e altă istorie. Continuăm, continuăm să vorbim după fapte. Am continuat să mă focusez pe mine, nu... nu. dai seama că dacă n-o băga un frezon... Gen... Eu cred că Andreea Bostănică era leșinată după el. Părea așa puțin leșinată după el. Bă, da. uite cum zice că eu am continuat să mă focusez pe mine. Zici că a fost cu ea relație da, 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 și da, după da, aia da, da. el s-a despărțit de ea. Da, că da? maică sa i-a zis. Așa a că fost. Am... Păi da mă, că mai... și maică s a zis că a venit un băiat sexy la noi, drăguț. Noi continuăm să vorbim yeah. după fapt. Am continuat Bă, să mă focusez film, pe nu, nu m interesat ei. Nu mă interesa ea atâta ca om. mine mă interesa, în primul rând, era interesul meu, pe primul loc. Eu am început vă spun, am început să vă spun mulțumesc la pentru tot ce am, am început să... No, de ai cât mă abțin în legătură cu așa, din motive legale doar? Scri-mi și mie pe WhatsApp, să mor dacă nu mai scrie pe WhatsApp. <f> <f> Te rog eu din suflet, din ca să știu și eu dacă vorbesc ceva. Mulțumesc cu Dumnezeu și am reușit să ies Please, please, please neplăcuți și am eu mai bogat ca dânsa Bravo ție frate, ești nebun că ai reușit să faci chestia asta Bravo ție, neironic, dar nu despre asta era vorba toată, toată chestia asta cu Andreea Bostonica Nu are nicio relevanță, nicio relevanță cu nimic a vorbit nici și în primul videoclip nici în al doilea videoclip, nicio relevanță nu are mulți din voi dacă așa spun Dar nu contează chestia asta că mai mulți din voi Eu niciodată n să mă flexez cu banii care am Din cauza că eu știu cât e dificil și cât e de dureros să nu și credeți-mă că și Andreea știe foarte bine și are respect față de, față de oameni. Și faptul, cuvintele cele care le-au spus, v-am spus, e, era într-un moment în care trebuie să apere. Au spus tot și au știut mai bine în momentul și ăla. Asta e puterea ei, au încercat să protejează cu puterea ei. Și ei au adresat asta numai și numai haterilor. Și dacă privim noi situația civilizată și argumentat, și asta eu au avut pură dreptate, eu au spus un adevăr pur, adică cuvintele ei, a de pe de acesta, el pornește stream da? Ei, Băi, cât, cât e de ironic chestia asta, nu? Yeah. el pornește stream și el trebuie să stai vreo 3-4 ori, cel puțin la video în care au reacționat la mine, Așa. el a făcut aproximativ 700 de euro. Andrei, acest 700 de euro... Vă mulțumesc mult din tot sufletul, vă iubesc din tot sufletul pentru chestia asta, dar diferența dintre streamurile pe care le fac eu e gigantică, frate, nici se poate compara, frate, ești nebun, numai de aia că se numesc tot donații, de fapt nici măcar nu sunt donații, tips. Tot universul cu asta 700 de euro, asta e 4-5 secunde poate să facă banii ăștia, okay. În 4-5 secunde și ești la dânsul în câteva ori. Atunci corespunzător e chiar are dreptate cu oh, lucrurile astea, că cât fac și ei, aia nu fac. Și e chiar au Păi dreptate. da, exact, și de-aia eu supărat, frate rău. Nu mi frate, n-am cum să fiu supărat pe așa ceva. Pe ce să fiu Cam supărat? Cam greu că am greu că face mai mulți bani decât mine. mă am, brother. Cam am, am trecut de vârsta în care să mă supăr pe alții că fac mai mulți bani decât bine. Eu fac banii mei și am drumul meu în viață și atât. Tac, timpul ei cu mult mai valoros și ei cu mult mai de succes și asta e <coughs> drept. N-ar flexa asta cu oameni civilizați și cu oameni argumentați. Eu flexat asta numai cu oameni care au pornit să vorbească de urât. Absolut, noi putem să o înțelegem și să, să, să respectăm acest lucru, dar nu să-i sărim în cap și să ne luăm după iluzia care încearcă acest darăt, să, să, o creeze, gen. Da, i-au spus aceste lucruri care sunt incredibil de urâte din punctul meu de vedere și din punctul multor oameni de vedere. Uite, diferența este că, uite, de exemplu, eu, da, primesc tips și vă mulțumesc din tot sufletul că faceți chestia asta pentru mine. Fără voi n-aș fi putut să fiu aici să fac ce fac niciodată, niciodată, gen. Oameni... Bă, real, real, vreau să mulțumesc și din nou cu ocazia asta toți donatorii mei, din inimă vă iubesc și vă mulțumesc din suflet și eu la fel n-aș fi reușit în viață o secundă fără voi. Bă, bă, și vă puși vă iubesc toți Oamenii mei, sunt oamenii mei și, și de, ah. știți cum decurge un stream și știți cât de recunoscător sunt pentru voi câteodată chiar simt că nu sunt destul de recunoscător ești nebun, dar diferența real, real. este că eu niciodată nu m-am dus să-i zic cuiva, frate, că e sărac și că fac în 3 ore, că ha, stai așa că la mine e 3 ore, nu-i 30 de minute, 3 minute, pardon, mai bine 3 Știi de știi, decât 3 minute, știi ce zic? <laughs> Diferența e că eu nu mă duc să zic nimănui, frate, chestii de genul, că fac între ore. Bă, mie mi-a zis o Red. Bă, Cât bă, faci tu în trei luni. De ce aș face așa ceva? Indiferent că e hater, indiferent că nu e hater. Ce legătură are toată treaba asta cu cum s-a comportat Andreea Bostănică și chestia e cu când o zis cu banii? Crede-mă că e una dintre cele mai mici chestii despre care s-a vorbit în toată treaba asta cu Andreea Bostănică și tot scan. Prin asta am vrut să spun donați este să umple golul ăla. Da, am dă urât acolo, ceat, să nu, nu fie plin. Bă, rădat. bă. El nu eu spus numai la hater. Dacă eu sunt aici în fața voastră. Exemplu real. Eu bă, o fi zis la hater, dar nu sunt o înțeles ca și cum ar fi zis la hater. În Lisabona, da? Sunt în mai bună vacanță în care cu resurse nelimitate eu n-am limite la buget. Eu cheltui cât vreau, mănânc în cel mai scump restaurant. Sunt cu sora mea. Bă, bă, îmi pot imagina... Îmi pot imagina de ce nu ții cont de bani, dar nu o să zic pe acest live. Și da, la buget eu cheltui cât vreau, mănânc în cele mai scump ristorani, sunt cu sora mea, no, mai MyBach Limited Edition, totul e tare, tare, tare tari totul e formidabil și e foarte bine în viața mea, mulțumit exemplu exemplu lui la mine viața s-a transformat din minusuri din datorii și din, -o 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 -o. din foarte dificile și grave într-o viață minunată și ha. extraordinară e și pe viață și de Corespunzător, Andrei este prietenul meu. Eu Bravo. consider oamenii care tu mm. te cuprins și te vezi se... care ei privit un ochi și care te-ai înțeles, eu consider oamenii ăștia prietenii mei. Andrei este prietenul meu. Acum când cineva vorbește despre prietenii voștri, vorbește lucruri urâte și îi pune starea ei moral la risc, E că atunci eu am o problemă foarte gravă cu așa De atât că eu știu că asta e f***ing bullshit, și vorbești și și se întâmplă, asta e f bullshit, de atât. Băi, nimeni n-are nimica cu Andreea Bosnică personal, crede-mă. Oamenii care zic că, că pe TikTok, cine? Nu-i nu poate opri nimeni, nu i-am îndemnat. Eu nu i-am îndemnat nimeni să zică că cator pe TikTok sau în comentarii. Bă. -o să f Bă. Andreea Bosnică se simte prost. Videoclipurile pe care le-am făcut nu sunt personale cum ar fi. N-am nimic personal cu ea, crede -mă. Absolut nimica personal. N-am nici hook nici drop fade. Sunt un Normal, nu știu cum dreacu un sabar barnam, nu mă întrebați. Nu l-avem. Ia când zici ceva pe internet, Ai, trebuie să te... mulet, spădrecu să mea să-și asume și o să fie oameni care o să comenteze pe baza chestiilor ce le zice pe internet public, la fel cum sunt oameni care comentează pe ce zic eu. Da, există secțiune de comentarii, de aici ai făcut videoclip despre mine și așa mai departe. E așa greu. Eu, ca exemplu adevărat și ca exemplu, ca om care există, care s-a îmbogățit, într-adevăr, uitându-se la dâns sau s-a inspirat și s-a făcut mai bogat ca niciodată, când eu văd că cineva vorbește așa niște lucruri și așa niște lucruri murdare și așa niște lucruri irelevante, pe mine este... Că el s-a îmbogățit prin sursa Asta a zis? Da, yeah. adică sorsa i-a dat bani Da, plus lui gen Sau s-au inspirat și s-au făcut mai bogat ca niște care s-au greu. Eu ca exemplu adevărat și ca exemplu ca om care există, care s-a îmbogățit, într-adevăr, uitându-se la dânsa, s-a inspirat și s-a făcut mai bogat ca niciodată. la dânsa! Când eu niva vorb, că vorbește așa niște lucruri urâte. Are și cu și dacă știu ce zice ăsta, dacă știu dacă înțelege ce zice. și așa niște lucruri ele. ele mm. pe mine asta mă supăr. Chiar dacă voi să spuneți că de răd nu a vorbit direct, el a The vorbit răd. cu aluzii. De răd. De vere. Cu ea așa, așa greu să zici de real Ăsta e română, mă mânca pe scura ta Dar, Dar dacă voi spuneți că... măcar română nu e engleză Nu vorbit direct, el a vorbit cu aluzii, a vorbit cu situații irelevante. Ce aluzii? Am vorbit despre ce am văzut literalmente pe o, TikTok da, și ce o ești rău. din gură Postănic. Aia am vorbit. Pe, pe, baza acelor aluzii am vorbit. N-am scos eu, n-am inventat niciun scenariu. Și-au știut că e de mâncare astea de la oameni și e rău ca să le aduni atenție. Eu tare ghinie o înțeles și tare ghinie George Mondial, Dulceana, femeilor, a donat 5 euro. Ce față asta, Gaiu, mă Dar pe mine tare m-a supărat faptul este în no momentul eu n-am repet cuvintele tare care le-ai spus tu despre Andreea Bostănică, dar tu ai să mă înțelegi despre ce eu am, am în vedere. Imaginează-ți că eu vin și vorbesc despre celia da? Eu nici no, ceva într-un moment poate să nu-mi placă de celia, de exemplu, și eu să-ți spun de că Voi să vedeți, amușă, că și cel mai mare downfall al lui șele, Ce da... Doamne... Cum zic că voi să vedeți, muș, e că cel mai mare downfall al lui el a schis mai jos ca niciodată și are datorii karmi și astea. Cum te-ai simțit tu dacă eu aș vorbi așa de prietenul tău? Cum te-ai simțit tu? Păi nu ești prieten cu Bostonica, oprește-te! Bă, frate! e terminat, mă! Deci, s au vorbit despre Andreea Bosnică din cauza la ce o zis Andreea Bostănică. Dacă Shelly zice un căcat și lumea vorbește despre Shelly pentru că o zis căcatul respectiv, ce treabă are Gami, ești nebun cu chestia asta? Sau ce treabă ai dacă un prieten de-a meu zice un căcat și face un căcat? Îți dai seama că și eu o să-i dau o palmă și o să zic, bă, trezește te la realitate pentru că mi i prieten, corect? Nu o să mă duc să bat sau să o oamenii care vorbesc, gen, care atrag atenția că au făcut un căcat. Dacă eu aș vorbi chestiile astea de prietenul tău, nu, nu cred că ți-ar fi plăcut și ai încercat să-ți aperi prietenul. Ai încercat să-i aperi onoarea lui și să-i spui că, băi, nu vorbi așa că e prietenul. Da, dacă ar fi, dacă ar fi ceva care îi, nu știu, nu s-a întâmplat, atunci normal că-ți aperi prietenul. Dar dacă s-a întâmplat ce avem, proof, what? Cum eu trebuie să mă sunt când tu vorbești așa despre prietena mea? Când tu îi dorești așa niște lucruri. Dar nu i-am dorit nici rău, nu i-am dorit rău. Nu a zis nimeni că îi dorește rău. Doamne ajută să continui să facă bani, să ajungă cea mai populară adolescentă în continuare, să fie cea mai populară adolescentă și să primească încă șapte diplome de plătit taxe. Total, deși, de de in what world ai pronunța așa lucruri și așa cuvinte în adresa unui om. În what world? Nu are să fie cea mai populară doreștină și deci să primească încă șapte diplome de plătit taxe. Total, Deși, what, de de in what world ai pronunța așa lucruri și așa cuvinte în adresa unui om? Și parcă pari că ești un om civilizat și parcă pari că ești un om educat, dar cuvintele și ele au fost absolut spuse pentru show, spuse... Po bune, vere, prietena lui, dacă era prietena ta, domnule Iliuha, dacă era prietena ta, trăiască neamul tău, nu mai zic mai multe. Nu-i dai un mesaj, salut, vrei să ieșim bună, ieșim și noi azi? Nu cred că mă pornesc drona și mă duc... Eu când, când m-am întâlnit cu Roxana, am pornit drona aceea și am intrat cu drona peste ea în casă. Avea geamul deschis și am, intrat, am, am intrat cu drona, drona peste ea în casă. Eram în duș, nu mai bă contează. Trailer. Un, un, trailer așa, un intro, să văd și eu gen cum e și după am vorbit cu ea. Așa m-am prietenit eu cu ea. Nu mai contează. Bă, da, nu da au apărut încă filmările alea cu el și ea? nu, nu. 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 A una da, una, se luară în brațe. Da. A, Pură, pură senzații că n ați primit nimic pentru asta. A băgat-o și în frezon, Nu, frezon, pardon. Mamă, ești nebun. Și eu nu, eu nu sunt civilizat. Eu nu sunt civilizat, mamă. Deci eu nu sunt civilizat. De aia pentru că beau bere și am tatuaje. Alcoolistule. Și înseamnă că îți poate. În primul rând, să te pui o haită de ăștia de, de băieți, știi ce se întâmplă pe YouTube, asta e o, dac, un, dacă, un bif de ăștia și o controversie. N-am înțeles chestiile astea, asta vrei, nu vrei, asta e o, o luptă mentală, da? Voi ați încercat să vă bateți cu o domnișoară. Ați încercat să spuneți că eu nu face așa chestiile este. Bă, noi n-am făcut, 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 făcut videoclipul ăsta pentru Andreea Bostănică, Eliuha Noi n-am făcut, tot, zic noi, eu N-am făcut videoclipul ăsta pentru Andreea Bostănică Am făcut videoclipul ăsta pentru oameni Nu pentru Andreea Bostănică Am zis, n-am nimic personal cu ea La fel dorm și dacă face și dacă nu face bani Eu pentru oameni am făcut videoclipul ăsta Pentru oamenii care mă urmăresc pe mine Pentru că eu lor lizdator dator cu entertainment ah. Dacă mă înțelegi Par, voi băieți, v-ați pus în bar cu o domnișoară și, și. Și o acțiune foarte, foarte irelevantă și ne... Inutil. Eu sunt bogat, Dacă ai vorbit. pot permite tot ce-mi doresc, că am foarte mult de bani, am foarte mulți prieteni bogați, milionari și ne și pe e cel mai bine în viața mea. Adică de eu, de eu acum mă trezesc în pat. Bă, ai zis mai prima așa, răi, cu Ce-a gen pe 5M? Dați asta că eu pot să fac tot ce-mi doresc pentru tot restul viații mele. pentru chestia asta, eu sunt un semn de recunoștință foarte mare, vă spun, pentru lui Andreea Bostănic. Da, eu sunt recunoscător. Eu m-am pornit atunci la dânsa să, să o văd. Eu nu știam să câștig sau n câștig, eu nu știam să ne sprinească, nu ne sprinească. Dar eu au contribuit la câștigul meu, da? Eu ne-au venit la preîntâmpinare și au făcut o investiție. Poate nu știu, știut, poate nu știut, au făcut ce și au sănțit. Eu a venit, au vorbit cu mine, ne-au acordat din timpul ei. Nu, în momentul nu-mi stănește nimic băiatul ăsta, nici măcar, nici măcar dorința de, de a așa de pe stradă pe și să așa o în aer. Nici măcar atâta, gen, e prea cringe, un copil bătrân, un copil care la 14 ani, gen, încerca să se bage în seamă cu fetele, toate fetele l-au refuzat și e un om rănit în sufletul lui și singura chestie pe care o poate face e să stea să, să doneze la fete pe TikTok la moldovence și să încearcă să, să încerce, pardon, să aibă o reacție din partea lor. Tot ce am zis aici sunt cuvintele lui pe care el a zis că Donald le lebede și îi plăcea când primea atenție de la fetele respective. <coughs> deci faptul că se laudă că e bogat, e pielea gen. E fix pielea că el e bogat și care e milionari. Bro, milionari în ce? În lei moldovenești? Fă oricine milionari în lei moldovenești? ne-a oferit un câștig ca și de valoros. Ea contează foarte mult pentru mine, ea este prietena mea și vreau ca să știți oh, foarte bine nebunit, acest lucru. Să prietena lui Luca Bro, asta e un statut în sine. Asta oh, e un sorry. statut foarte înalt, sorry. foarte, foarte <laughs> valoros. De asta eu să investesc cu ori tăte și resursele mele să apăr onoarea prietenilor mei. Dar da eu am acces la puteri ne-limitate. Eu nu sunt youtuber, eu sunt un om foarte inteligent cu capacități. Cu capacități de <laughs> <mai mari. laughs> Să, nu știu ce, ce să zic, adică ți -s... e cu capacități supraumane. El? Da. da. Nu știu ce da. să zic, adică ți s o explicat de atâtea ori, frate, ești nebun, în atâtea moduri posibile și tot n-ai înțeles despre ce este vorba. Eu sunt de acord că voi să faceți comentarii video -uri eu sunt de acord voi să faci tot ce ați făcut, eu sunt de acord să aveți așa și opinii, să rămâneți la ideile care, care le-ați astea, eu sunt de acord dacă voi vreți să vedeți pe dânsa ca persoană rea. Nu vede nimeni ca persoană rea, bă, Iliu, nu vede nimeni singur. Bă, real, cred că, cred că, am zis de atâtea ori, eu personal și, și restul și strat asta, de atâtea ori, vere, că e Andreea, și sutra asta nu e un om rău, ești de la cap. <coughs> Dar ce să înțeleagă Oamenii răi din toată chestia asta și din toată ecuația asta sunt și aia. Dubiosul ăla de Abdul și dubiosul ăla de Jim Watts și dubioși ăștia de fac chestii de genul ăștia și persoanele rele. Pentru că ei sunt persoanele care pot și au o vârstă și au o capacitate mentală destul de dezvoltată încât să poată să manipuleze fetele astea care vor să aibă bani și așa mai departe. Ei sunt persoanele rele, nu Andreea Bosnică. Atâta timp cât voi nu supuneți riscului starea ei de bine. Oh. În momentul în care voi supuneți starea de bine a prietenii mele, eu nu pot permite să trăiesc pe lumea asta știind că există riscul care... <fixi> Damn! de bine a prietenii <hântul> mele. Eu nu -mi pot permit aia. stres pe lumea asta știind că există riscul starea ei de bine să fie afectată. Voi faceți un video să bucură sute și mii de oameni, dar este un om care e supus riscul. Da, dar ea s-a pus în situația de a fi supus acestui risc. Eu v-am arătat clar că un video are, poate să aibă un impact emoțional neplăcut. Se vede pe tine, fratele meu, că... Ai fost <hântul> vă... rănit și a avut un impact foarte grav asupra ta, nu știu ce. Nu știu dacă ai dunat la vreo domnișoară vreo lebă de și te am jurat de ai ajuns așa. Dar se vede că... se, vede, se vede că e ceva în tine, frățiorul meu, rău. Bă, eu nu știu cine e și-a friendzone dintre ei doi. exact. Îmi pare rău, Iliu, hă. Tu zic prietenește, ești prietenul meu acum. Și-ți iau apărarea. Dar ești vai, Ați văzut cum v-ați de la video care l-am făcut eu. Dar voi de unii știți cum s-au simțit ei de la atâtea videouri care le-ați făcut voi? da, nu mai putea Bostanica de la clipurile alea. Mai primea un Rolex cadou. Nu mai putea aia de hater și de mult la cap. Intra pe, pe live-uri Bostanica și începea să râdă și să ia de toți. Gen, real, nu interesează. Brother, treci peste, ești de bun, femeia nu dă doi bani pe tine. Ea e pe treaba ei, numărul unu pe treaba ei, își vede treaba ei, nu se supără la hate. Stai tu în banca ta. Înțeleg, Iriuha, și îți ah. dau dreptate, sincer îți zic, îți dau dreptate în legătură cu chestia asta, dar, again, nu este datoria noastră să intrăm în creierul lui Bostonica înainte să zică căcaturile pe care le-o zis și să o oprim să zică chestia asta. Ia deodată ce o... Coia a făcut un clip în care efectiv ai se prefacea că plânge și a că nu plânge A Zis după, e online, totul este pe internet și lumea, na, poate să vorbească despre ce au zis pe internet public, înțelegi? Asta e situația. Gândește, iau așa, uite, iau așa, iau așa, da? Iau așa. Ești iau și pe asta, Elihu, bă, bă. Prezentator la radio, <laughs> ești prezentator la TV, da? Și în jur, pe post, live. Și vine cna și te amendează sau poate chiar te face să demisionezi. Poate chiar te dă... A, ah, păi dacă s-a întâmplat asta și ar fi prietenii ăla de la televizor, ar fi prieten cu Iliuha, ha, l-ar amenința cu moartea. Ar băgam mâna în inima lui de la CNA și i-ar inima, cum a zis el afară. Asta ce înseamnă? Că cine un ar trebui să te amendeze pentru că ai zis ce ai zis tu în postul respectiv din cauza faptului că ești un om și ai sentimente și vezi, doamne, o să te simți prost dacă face chestii. Bă, încă o chestie reală, bravo, pe bune, Costine. Iliuha, lasă cu dronele și bomboanele când Andreea Bosanica primește Rolex și cu flori. Tu crezi că dă doi bani pe, pe bomboanele tale? Stai dracu, cu banca pe dacă n-ai nicio șansă, fratele meu. Ai zero game, ești de la cap. Zero tot la fata aia. E, e... Indiferent câți bani ai avea, tu ești zero. Stai dracu din gură. Este asta? Nu funcționează chiar așa. Nu de acord sub, sub nicio formă și refuz. Ha? Nu e că e mai bogat decât, decât bostanica Asta Bă, gen, el așa visează. El așa a zis, că gen, el nu ține cont de bani tu străiesc că realitatea asta în care noi facem un video de 300 de oameni, dar unul trebuie să i fie supus riscul starea lui de bine. Eu când mă gândesc la momentul ăsta în voi ați supus riscul starea de bine, Andrei, eu foarte tare mă nerviez. Eu lucrez foarte mult stai bă, Opa. Să mă mențin cal. Opa. ce? Mă, supra mea, sunt să mă mențin cal. Bă, prieteni, nu te mă dracu la un psiholog să nu prezinească vreo venă, doamne ferește, mori. n ar părea rău, ești nebun. Eu lucrez foarte mult asupra mea, Uite la el, uitați-vă la el cum tremură, vere. Opa. Să nu, că foarte tare mă nervez la situația asta. Poate eu nu sunt în acest video, da? E Jesse Pinkman? Bro, sângele se crede Jesse Pinkman chat Cât seamănă Uite-te la cadrul ăsta, bro, Jesse Pinkman chat Bă, ești prost, is my Jesse Pinkman No way, bro No fucking way What the fuck? nu, aici avea, aici avea mustață, gen, și barbă Oh, shit! Oh shit, ce-am încercat cu Jesse Pinkman Da, Hymnos, da Hitman relaxat Poate pare că eu sunt calm acum Vă spun sincer, dacă eu vreau să fac un lucru Eu nu prea vreau, eu vreau să fac mereu lucruri pozitive într-adevăr Eu vreau să fac lucruri frumoase Dar dacă eu vreau să fac un lucru negativ, eu ne lasum. Eu știu că eu să plătesc, că să să plătesc de sute de ori mai mult Dar eu pot ne lasum. Eu pot permite să ne asum lucruri negativ Nu Do frate. vorbește? Despre ce vorbește frate, fă -o, aștept și așteptăm toți. Te așteaptă și red să-ți scoți inima, cum ai promis. Fă-o, frățiorul meu, ai zis niște chestii, de ce nu ți le asumi? N-ai zis tu că îți strânește uh, sentimentul de a-l ucide pe Adariel, să-l să tai, să iei inima și să-i o mănânci? De ce nu faci asta? De ce nu-ți asumi? Do it! Nu e nici o amenințare, nimic absolut. Chiar asta ai făcut, ne-ai amenințat, tocmai ne-ai amenințat, frate, ești nebun. Din nou, într-un alt videoclip, tocmai ne-ai amenințat cu ce ai zis tu acum în secundele astea, ne-ai amenințat. Dar dacă eu vreau să fac ceva, eu n-ați despre asta pe internet. Dacă eu vreau să fac da, ceva... Da, da nu mai, da, da, nu mai, nu mai pot, bă, nu mai pot să mă uit la așa ceva, nu mai pot să mă uit uite, la așa ceva. El nu -o, o să, zică pe internet dacă faci asta așa... da, a zis, gen. Oh, bă, și <coughs> face omul ăsta, mă și gura ta atacă de... Mă, mă! Psi! Ho! Dar dacă eu vreau să fac ceva, eu n-ați vorbit despre asta pe internet. Dacă eu vreau să fac ceva, eu asta să fac și voi nici n-ați știți că asta. Bă, am dacă te urâne de Jesse Pinkman, putem zice că e Jesse Pinkman când a descoperit drogurile, nu după. Asta, clar. <coughs> Again, iarăși, ne a amenințat chiar acum și ne a amenințat mai rău decât în videoclipul trecut, dacă mă întreb pe mine. Nu plac de pentru și voi prost ați suportați consecințele decizii mele. Fără să știți cine autor. autorul. Mie nu mă interesează să știți că asta am fost eu, dar voi ați, ați consecințele. Fapt că voi ați voi ați supus riscul stare de Tocmai cu ce ai zis acum lejer putem să mergem frate ești nebun să facem plângere și se se creeze dosar penal la supra ca Cu ce ai zis tu acum neironic bine mei mele nu mergeți idei că de tare voi pe mine mă spară fain ezi rog când după ei au camilele sirene să să zice între timp dacă a două punga de chișinăul de seara, pungă de chișinăul de seară ce ai avere chișinăul de seară Aoleu Sun s-a dus cu drona Să-i dea o și de seară Frate Și a dau au și Rolex-uri Ce <laughs> e te, oh, te pup brață, te pup Voi nu aveți idee cât de tare Voi pe mine m-ați supărat Și voi nu aveți idee cât de mult eu trebuie să lucrez Asupra mea, să găsească, să, găseasc, să leg Logic în cap Da, du-te și la un psiholog <laughs> Du-te la un psiholog, prieteni, ai probleme grave Tu zice un om care dacă te-ar prinde pe stradă, ar da mâna cu tine și ar zice, fratele meu, ai nevoie de psiholog. Chiar asta ar zice. Fapul meu, spornesc jocul Istean, nu fi numai pe YouTube. El s-a pe YouTube, eu, șaput pe YouTube. eu, eu vreau să-l mențin aici pe YouTube și nu l-a scos în, în, mai departe, nu l-a scos în afară youtube -ul. Normal, de pe internet, cei pe internet, îți dai seama că pe internet rămâne, frate, viața reală e viața reală, internetul internetul, dar uite că sunt multe chestii care tranziționează din viața reală pe internet sau invers de pe internet în viața reală. Și ce ai zis tu înainte, chiar acum, în videoclipul ăsta, amenințarea aia pe care mi-ai zis-o înainte, e cam, cam urâtă. Uite, de exemplu, ce... nu mai zupă la speriu, că nu mai poate să controleze drona și face vreun accident. Băi, își dovește o elice cea și atunci o să vedeți nervi pe el Mamă, și aș pai balo, balo, ce suc cabliat? ești de țină, ahui am zis eu despre Andreea Bosnică și așa mai departe sau despre tine Nu poate fi luat ca un caz penal Dar ce ai zis tu acum înainte chiar poate fi luat ca un caz penal Și eu mă simt amenințat de către tine și în pericol O supus riscului, starea de bine, prieteni Degeaba ai zis, Red Degeaba ai zis că el are bani mulți, ziua, tot nu-l interesează Își deci asumă Эти не мелю. Андрей Бостаник есть приятель Илюхабро. А сам на кейе протяжат, Я бей. Asta e Civita, zici prost? El în persoană e Civita, e Ilio a acum ar veni Andrei să lui Luca Bro Asta înseamnă că e foarte protejat și eu vreau că e sunt în maximală siguranță și eu vreau că la să fie numai mai bine și mai bine Doamne ajută, așa să fie Propunerea mea civilizat și argumentat este ca voi să recunoașteți faptul că ce îmi place de red că clipul ăsta e atât de... Nu, nu e el gen Încearcă să fie super... Cum ar veni cum se zice când ești super chill, ca să nu zic că e tot ce are el pe suflet. Că dacă pe bune, bune se apucă să e zică reținut. tot. Wow. Da, e reținut, exact. E foarte reținut. Ați pus la risc starea de bine un om. Ați simțit pe pielea voastră și faci un video, arta mea. N-a da, oh. expus nimeni la risc dar pe Andreea Bosnică. ce ri... ce putea să că Andreea Bosnică sincer? de bine unui om. Vă ați de simțit că unul voastră și faci un video arta mea. Ați simțit. Și vă dați seama că Andreea tot nu s-a simțit cel mai bine de la de la acțiunile voastre. Înseamnă că da, voi Da, ai da, se, se rupe pe Voi -ați. ați făcut câteva video. -i? De ce să-mi cer scuze pentru ceva ce o zis ea? Yeah, what? Singur lucru pentru care, adică nu-mi cer scuze de f de ce mai știi rescuz? Singurul lucru care îmi pare rău e faptul că nu pot să controlez oamenii aia care scriu căcaturi pe internet pentru că îți dai seama că nu e frumos să faci așa ceva și am zis în videoclip, eu tot ce pot să fac, îi să zic în videoclip, nu încurajez absolut deloc comportamentul ăsta să mergi la altul, să-i dai cu hate sau să-i dai dislike-uri sau Real. să scrii comentarii urâte, să înjuri și așa mai departe și nu vă încurajez să faceți chestia asta. Real. Și nu, eu n-am nicio legătură cu chestia asta ce se întâmplă după. Profita. Oricum! Nu s-a dus nimeni să se ia de Andrea Bostanica E atât de easy după clipurile astea. Bă, nici, nici, măcar, nici, nici măcar pe, pe meu, care vorul meu când era mai mic era handicapat, nici măcar pe el nu l-aș vedea un copil de 8 ani să văd că i-ar da hate lui Andreea după clipul Red. N-are sens. Singurul care acum atrage hate e, e băiatul ăsta, gen. Sincer. Andreea gen, singura chestie pe care s-a vorbit de ea a fost chestiile pe care le zicea pe live-uri, nu că se laudă ea cu nu știu ce. Simplu. Pe Andreea noi nu interesează vere hate-ul. Trăiește prea bine, are o viață ok. Eu o duce capul spre desibire de urmăritori. Alte specimene. Urmăritori la propriu, cu drone. Da, despre de am mai ocazia să mai faciți încă un video. Da, el las necesite de 10 ori mai mult efort, recunosc că e cu mult mai dificil să faci un video pozitiv în care să vorbești lucruri bune despre o persoană. De ce ar fi dificil să vorbești lucruri bune despre o persoană? Dacă ai lucruri bune zici despre o persoană, zici lucruri bune despre o persoană, nu e dificil. Asta poate să vă generez vouă de sute și de mii de ori mai mult energie pozitivă, adică în formă de bani și material și tot, a să fi numai bine dacă voi ați, ați merge la întâmpinare și as faci un video în care scuză. Deci asta, când se urcă mașina acum, mașina lui care 100% e un Range Rover, ceva mafia, că el are mulți bani și nu ține cont, el 100% după clipul ăsta, 100 după clipul ăsta s-a dus în mașină și a băgat melodia asta la maxim. Ia, Ia la, 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 la. Și uite așa se plimbă la volan. Am ground, se, se mai uită și pe, se mai uită și pe Jean puțin. Andrea Io Salvatus, pe Andrea Andreea Bostanic bra ah, acțiunile voastre. Conștientizați că argumentele voastre nu contează. Păstrați-vă argumentele, cred, credeți și vreți atâta timp cât nu supuneți riscul o de bine a unui om. Dar n-am de ce să-mi cer scuze, n-am de ce să-mi cer scuze, -am Tato, no, eu n-am amenințat-o, n-am vorbit. Eu îmi cer scuze, Iuha. Stop, 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 stop. nu scuze, eu îmi cer scuze, Iuha. Unul la mână. Nu mi cer scuze ei că n-am zis nimic de ea de rău niciodată. Îmi cer scuze ție, Iuha. Uite, mă uit în cameră, mă uit în ochii tăi. Uh, îmi cer scuze. Um tot ce am zis până acum e artă. Logică, n-am dat și putea vrea în viața mea să te bas sau ceva, doamne ferește. Neric Sef, mă gândesc. Îmi cer scuze și sper că ai înțeles că tot a fost un divertisment și să știi că, bă, chiar ești tare. Adică ai mulți bani, sora ta 100% nu face un uh, gen... Pardon, am comentat niște lucruri și am, tras, am atras atenția la niște lucruri pe care da. le-au făcut în online. Aia au fost tot ce am făcut eu. N-am decis să-mi cer scuze pentru chestia asta. E ca și cum mi-aș cere scuze pentru că ea au făcut chestiile respective. De ce mi-aș cere scuze că ea au făcut chestiile respective? Fica modalitate <gătări> că nu să spune. Vă, spun. vă cereți scuze? nu ne neapărat să vă cereți scuze direct, dar vă spun, faciți un video pozitiv, îndemnați oamenii să termini valul de comentarii. Normal, bă, da, și în celelalte videoclipuri am zis chestia asta, terminați cu chestia asta cu comentariile negative, că chiar nu e ok, nu mi se pare absolut deloc ok și pe lângă chestia asta, uite, sunt oameni care înțeleg că de la noi pleacă toată chestia asta, nu pleacă de la noi. Noi am făcut un videoclip în care am vorbit despre problema respectivă și oamenii aleg, au creier, au minte, <sus> pot să gândească pentru ei. Nu-i vina mea, nu-i de la mine. Și nu încurajez deloc chestia asta și să nu mai faceți. Chiar am pus fiind coment cu chestia asta. Și vă asumați responsabilitate pentru acțiunile care le-ați făcut. Bă, real, asta am zis că, că și când a fost uh, biful ul ăsta între Ian, Asteca, Mângâca, Panane, gen neironic, nu vă mai băgați în biful oameni de pe internet, că n-are nicio treabă. Nu mai țineți partea nu vă ce să înjurați pe ăla pentru că are, au două persoane bif. Ce ce zic? Fiți chat, aia. doar uitați-vă. Doar uitați-vă, stați calmi pentru că, că vrea să zică Chet, poate Ian sau Nane sau Măgă Capa sau Asteca are un prieten care prietenul ăla îl păzește non-stop. Și a fi păzit non-stop înseamnă că îl enervezi pe prietenul ăla și poate să te atace și să-ți facă ceva care să-și asume. Deci trebuie să aveți mare grijă, chat. <coughs> chiar te-sa aveți mare deja. Eu n-am de ales, înțelegi? Eu chiar nu am de ales. Eu as joc jocul ăsta ori în YouTube, ori în afara YouTube-ului. Eu tare nu vreau ca noi să scoatem tot situația asta în afara youtube Eu vreau să zic altceva. YouTube, ori în afara youtube Eu tare nu vreau ca noi să scoatem tot situația asta în afara youtube Eu <gură> nu, nu vreau, nici nu vreau să mă gândesc la lucruri, și la consecințe, la ce se întâmplă dacă voi n-ați mergeți la preîntreminare, n-ați conștientizat, n-ați vă scuze de la un om că i-ați supus la risc să starea lui de bine. Dacă vreți să păstrăm asta pe YouTube, asta, tot coșmarul acesta care voi că vă temeți și că vă astea, tot asta se termine în momentul în care voi ați vă scuze. Ați Um, băi, nu, băi, eu, eu, băi, băi. hai să încerci cu scuze de vizionare, nu fiți nenorociți băi, băiatul ăsta capul <coughs> multul, tu, Bă, să <coughs> <-s> te <coughs> pe rând Eu primul, Casim al doilea, ca da. al treilea, Patrick al patrulea și fără caterincă. <coughs> Iliuha Eu îmi cer scuze Hai Casim, tu Bă, eu îmi cer scuze Așa, Chet. Și eu îmi cer scuze Așa, Patrick Bratan, îmi cer scuze. Așa, așa, gata. Noi, noi, Iliuha, am ieșit din joc. Acum apare dacă vrei să-l prin să-l bați. Nu no, ne e frică. Gen, mie și băieților mei de pe Discord, chiar ne e frică rău de tot. Noi ne cerem scuze. Uite, Red nu și-a cerut scuze. El cum ar veni, Red, și sta așa și gen. Bă, eu nu-mi cer scuze. Gen, el cum ar veni, e și mi să-l prin să-l bați. Iliuha, să-l prinzi să-l bați, o la o dracu să-l ia. Uite, uite de ce, ce figură are Iliuha. Eu zic să-l prin să-l bați, e nenorocit. E de la cu, cu figurii în cap.

N-ați faci chestia asta. Ați jucăm altfel. Opa! Cum? Și asta? Nu mă timpul și Dumnezeu o să rate, dar vă spun. Na, vezi, uite, da. again. Din nou ne ameninți, frate. Da. De ce ne ameninți? De ce ne ameninți? Știi care e chestia, bă, Eliuca? Pup, nici pup, cu tine n-am nimic, indiferent că mai ai amenințat de atâtea ori, indiferent că așa, n-am nimic cu tine, că n-ai înțeles despre ce este vorba în toată chestia asta. N-ai înțeles și văd că nici nu vrei să înțelegi. Ți-am explicat de atâtea ori frumos. Da, să faci un videoclip pe YouTube în care să ameninți, două videoclipuri, pardon, îmi pare rău, mii de euro scuze. Două videoclipuri în care să ameninți de mai multe ori, nu știu ce să spun. Nu știu ce să spun. Nici voi, nici eu, hm. n să de câștigat dacă asta se iasă mai departe de cripto. Nici eu pot să ne asum lucrurile astea pentru consecințe da mai, mai, puțin bă, da mai spune mai, mai... Bă, eu, nu, știu, eu nu știu cine se crede asta, dar nu știu dacă realizează că efectiv dacă își o palmișoară gen ca de jos și alta e tot. Ce și asumă? Da, asumă? care bani și pune alte persoane să se bată? Gen ești piele acum ar veni. A zic. Adică să dai bani să, să facă alții lucruri între în locul tău, e... oricine are bani poți să facă chestia asta. E adică ca și cum dai bani, asta se întâmplă peste tot și în pe România se întâmplă. Ai dai bani să sară alții la bătei pentru tine, așa și... Și... Păi tot o să fie, tot o să fie, tot o să, fie ala, tot o să fie el prins. Păi și da, la un moment dat, ori, da, și oricum chestiile se făceau, se făceau prin afară, prin Chicago, înainte să existe... Iliuha, și tasul lui Iliuha. Ești nemun. Bine, dar dacă astea se fac rău, bani... când ăla care dă, păi ăla nu, ăla care dă banii nu spune de Da, chestiile nu astea spune de și... chestii astea și n-are ce să pățească, dar el spunându-le sau tu etalându-te că bă, o să fac chestia asta, logică după ți-o ero de tot. Dar n-ai ce să faci. Poate vă prinde prin creva. Eu mi-am cerut scuze, Denis Ivan. Cu mine n-are ce să mai, ce mai eu. aibă. Noi, noi ne-am ne, -am, noi ne -am cumpărat pesul. Mi-am cerut scuze. Și eu și toți prietenii mei, care, na, prietenii mei, spre deosebire de prietenii lui, nu sunt milionari. Na, fiecare cum Mai ales, mai ales kit. Da, na, fiecare cum E El o are duce mai bine, gen. Probabil, na, eu n-am o soră. Bă, bă. Eu <coughs> cu chestia asta, dar nu, bă, nu Nici nu vreau să mă gândesc. Eu uh, sunt foarte calm acum, foarte bă, civilizat. Bă, Da? Uite, trebuie la am la tine. Și tu ai o dronă? Bă, bă, bă. Sunt de de dinervat de atacați. Eu dinervat cu toată situația asta. Voi nu aveți idei cât de tare pe mine m-o deranjat faptul că. mă mom, mom, mă, 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 mom, 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 m mom, 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 mă, mom, 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 E gen masculul la care Andreea Bostanica 100% nu s-a gândit în viața ei să se uite la un băiat de genul. Îți dai e... seama după videoclipul ăsta cât aștepta mesaj de la Andreea? Din tot ah. timpul ăsta a avut telefonul la el ca să aștepte mesajul, să uita pe Instagram în continuu. E ireal. Ia seama, a pus ăsta story, Iliu. Ia ăsta de Instagram-ul. Uite pe grup, uite pe grup. Ia. Yeah. Lasă bă grup. A, ăsta e ăla, nu? N-a pus mă story. O familia voastră are nu mai zic. Lasă așa. Eu Lasă nu mai așa. zic. Lasă așa, trăiască neamul vostru. Omul, omul nu că e gen obsedat. <coughs> <coughs> Dar ce? Doar, adică pe Sorosa, Mercedes și pe Andreea Bozenica la follow. Bă, trebuia să pună? Trebuia să pună step. Bă, bă. <sus> Doamne, Să Pace a fost de la început. Despre ce vorbești? Mereu a fost pace și mereu o să fie pace. Crede-mă, o să uite lumea de chestia asta cu Andreea Bosnică. Dacă chiar așa de tare te, te deranjează faptul că sunt oameni care... Na. O să uite în două săptămâni lumea de chestia asta cu Andreea Bosnică. Așa funcționează internetul. Tot o să revine la normal, din păcate. Dar important e ca lumea să rămână cu o chestie pozitivă din toată chestia asta După părerea mea Lucruri neplăcute vă spun Că eu nici nu începem Nici nu mă aratam pe YouTube Nici nu astea Lucruri care <tus> vreau să se întâmple Voi nici nu aveți să știți De și -și, pentru ce și, și cum Și, -și. și asta nu sunt amenințări Nu sunt amenință, nimic absolut Asta eu îmi expun părerea mea Eu sunt Habro, Bro Și asta e statut în sine

Și eu de respectul meu reciproc. Așa că decizia vă aparține. O să mă În de, acest pe, acest să tic. Andrei că o să ai probleme cu ăsta. Băi, ești de bun, omul ăsta m-a făcut, pe bune, zic W Andrei Bostanica și să Bine, Cu frică? Nu m-a, făcut. da, cu frică, pardon. Ce insta aveam ăsta? Așa. Uh, step bro, ă, uh, ă, uh, yeah, bro. vreau să zic, <coughs> până prieteni de al meu. Tâtea despre de, 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 de Andreea Bostănică Sau nu despre mine, sau nu despre voi Deja momentul acesta este o chestie de cultură Cultura YouTube-ului românesc în sine Nu este diferență, noi suntem frați Chestiile este și ei și s-au spus cu Moldova Că asta, asta a fost rage bait asta, Și amenințările astea ce Și astea sunt rage bait sau nu sunt rage bait? Pentru că amenințările astea literal A zis? Ia stai! Nu este diferență, noi suntem frați, chestiile este și ei s-au spus cu Moldova, ca asta a fost rage bite. E rage bite, trăiască familia. V-am zis, mă, că așa yeah. o să zică, mă te ce? Și astea rage bait sau nu rage bait? Pentru că amenințările astea literalmente gen nu sunt ok, brother, nu sunt ok. Cineva care, care vă tragă la răspundere la, o, la, la, pentru, pentru acțiunile voastre voi simt, vă simțiți prea liber și prea asta. Eu v-am arătat că eu tot pot să mă simt liber în creațiile mele. V-am arătat că Poți, po, poți să vorbești lucruri care le vrei despre un om într-așa mod ca asta să fie ilegal și... Dar noi trebuie să ne educăm singuri ca oameni. Noi singuri decidem cum să Nu știu ce, ce să spun. Nostru. Noi <laughs> decidim că să o decidem de legalitatea vorbelor. Trebuie să fie de acord că dacă să faci un video, un video trebuie să fie bun și pozitiv pentru toți oamenii. Nu trebuie să se să bucură o mie sau o sută de mii de oameni, da, sănătatea și mânăstarea la alt om e supus riscului. Da, auzi atunci, dacă luăm așa după logica asta, de ce când postez videoclipuri mai sunt încă, nu știu, 10, 20, 30, 40 de dislike-uri? înseamnă că am făcut un videoclip care au fost plăcut, nu știu, de 100.000, 200.000, 300.000 de oameni, dar uite, la 40 de oameni, Cine știe, le au provocat disconfort, o vomitat când s-a uitat la videoclip, mi-a văzut fata cu tare, știi ce zic? Atunci înseamnă că n-ar trebui să mai existe videoclip pe internet, pentru că îți garantez eu că nu există videoclip care să nu aibă hater sau oameni care nu le-au provocat o reacție negativă. Nu, asta deja este bullying. 100 de milion nu valorează mai mult ca un om. Iată dacă fiecare e, e, un om aparte. Nu poți să spui că dacă cineva este mai mult, să înseamnă că valorează mai mult decât, decât un om sau chestiile astea. Pentru un mediu și pentru un spațiu safe și pentru o bună noastră, ar fi bine ca noi să alegem acum cum un final pozitiv. Bun, eu fac accept. Uite, again, de -am ne amenință băsat, ești bă, nebun. Bădami, ne amenință că dacă nu alegem un final pozitiv, dacă nu ne cerem scuze de la Andreea Bostănică, vine și nu o să știm ce se întâmplă, ești nebun. Astea sunt amenințări am care literalmente ar trebui să fac plângere din toate punctele de vedere. Îi cunosc pe dâns și îi, îi sunt ca. Nu hmm. care sens de moralitate Și eu știu că în adânc sufletul lui, îi conștientizează Că ar vrea să facă vizualizări Ar vrea să bucuri de toate chestiile astea Dar nu, nu, nu cred că ei stare de acord Cu chestia asta, cu spus riscului Stare ei de bine Și îi conștientizează chestia asta De atâta eu și încerc să ducem lucrurile într-un într final pozitiv dar spun, unica modalitate ca noi să închidem asta și să lăsăm asta pe YouTube, a fi numai dacă voi faceți un video care Red și Gami, ați faceți un video pozitiv despre dânsă. Și ați spuneți că bă, acțiunile noastre au fost cum au fost, dar noi vrem bă. și bine și nouă ne pasca. Am zis again, frate! Lăsăm așa că tare, Dar e tare să mă mai repet. Dar prea mult ați pierdem dacă să ieșim de pe YouTube. Dar eu asta nu as vă spun încă o dată. Eu sunt pregătit pentru și de asta și pentru și Sper că v-am argumentat clar, deși e important pentru mine și cât de mult e valorează pentru mine. Andreea Bostonic e prietena lui Iliuha Bro. Vse, aveți o problemă cu <laughs> Fiți pregătiți să vă întâlniți cu mine. Helna! na! am dorit Bine, eu vă zic că sunt mai bine. Na chat Păreri Păreri despre videoclipul lui Liu Habro Eu am rămas uimit frate că după încă un videoclip Omul nostru o recurs la amenințări din nou, din nou și astea sunt amenințări mai rele decât în primă fază, în primul videoclip, dacă mă întrebați pe mine, sincer. Uite aici un comentariu foarte bun pe care îl citesc de la Bossa te pup, bossa. Nici nu mă merg că ai șters video trecut, ziceai că Red folosește cuvinte abordare, dar nu a folosit nimic de genul, nimeni nu a vorbit urât despre Andreea, doar i s-a atras atenția că nu procedează corect în anumite situații și că își influențează fanii într-un mod greșit. Gândește-te logic. Iliuha, am și un mesaj pentru tine. Uh, Iliuha. Fă chestiile pe care le faci, frățiorul meu. E urât să vorbești cu ei că faci niște chestii și nu le mai faci. Sunt mulți care fac asta, gen. Și pe la trepări se mai... La noi, în România, se vorbește la trepări nostru, că fac asta, că și nu se întâmplă nimic. Măcar fă tu, Da, 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 de ia pe gad, mâncate cu Schimbă tu chestiile ăștia, Iliuha. Fă ceea ce zici dacă chiar ești tare. Nu mai fi prost, bă, Laure. <coughs> nu mai fi... Gen, Iuha, eu chiar am încredere în tine. Și 100% ești bazat, 100% ești pe Ești pe treaba ta, așa asta e bani, ești milionar Fă chestiile ăștia, frate, că ești numărul 1 Ești tare, gen, eu, eu, cred în tine Uite, dacă te-ai duce să-i faci ceva lui Red Dă un mesaj mie înainte pe Instagram Că eu, eu sunt cu tine, frate Eu nu o să zic Nu-i zic nimic lui Red Eu chiar te susțin Eu de că vreau să vin să văd Gen, alta, promit că nu fac absolut Doar vreau să vin să văd Îmi <coughs> dai un mesaj pe Instagram Ai Instagram meu unde scrie Hai, mă, dar care-și dublă, să că n-ai noi Patrick sau Castichet. Ai, eu, <coughs> tu, dacă ai avea o fată, ai dori să se învârte în anturaje greșite și să primească bani și atenție de la persoane mult mai în vârstă care pot fi și bunic până la urmă. Apropo, ea singură și-a atras toate astea, datorită lucrurilor pe care le-a spus și modul în care și-a influențat fanii în ultima perioadă, nimeni nu i-a spus nimic de rău și s-au ajignit-o, doar i s-a atras atenția. Uite, ți-o explicat băiatul ăsta, perfect, ești nebun, perfect. Da, vă las pe voi să vă faceți o opinie în legătură cu chestia asta, chiar o să citesc comentariile, bine, le citesc cam pe toate de la orice alt video, dar chiar o să citesc comentariile de la videoclipul ăsta, sunt curios să văd care este opinia Pe băred Cum ar fi să zic și eu acum că Iliuha Mi-a atacat tovarășul meu red Și cine l atacă pe red mă atacă și pe mine Cum ar fi? Dar noroc că mie mi-e frică de Iliuha și nu pot zic asemenea chestii Să ce și Ui pățanii! Nu că, nu că mi-e frică, mi-e frică Dacă chiar eram și mecher și bazat și aveam bani, chiar făceam asta da na, fiecare cum poate vrea în viață Bă, Iliuha, noi din nou ne-am cerut scuze băieții pe Discord, sper, să nu ne faci nimic. Te upăm, prăților nostru, și mult succes în viață.